Ei, salutare tuturor, aici e Zec din nou și astăzi vom face un review la un Specna Arms Core. Acesta face parte dintr-o serie nouă de la Specna Arms. Este în aceeași categorie de buget pentru începător, dar nu numai. Vom vedea că este de calitate foarte bună la acest preț. Este modelul C05. Haideți să desfacem cutia și să vedem ce conține cutia. Ok. În primul rând avem certificatul de garanție și factura de la Octagon. Pe site-ul lor îl găsiți sub codul 10286. Veți găsi și linkul în descriere. Aici avem un catalog cu modelele lor de replici, stickerele puțin diferite față de cele de la Flex. Toate sunt cu core. Manualul de utilizare, după cum știți, ca și la toate replicile Specna Arms. Aici avem arcul D90, care ne face replica bună pentru un CQB, replica în sine și încărcătorul de 350 de bile. Așa arată replica, haideți să-i facem un review mai apropiat. Ok, aici e replica. Arcul îl punem deoparte deocamdată, vom face un test și cu diferența între cele două arcuri. După cum vedeți, seamănă foarte mult cu categoria Flex. Este tot așa dintr-un polimer ramforsat, un policarbonat de fapt. Componentele replicii sunt următoarele. Aici avem țeava internă, țeava externă, trăgaciul, amortizorul despre care vom vorbi imediat. Și ulucul acesta sunt din metal, ceea ce face replica să aibă undeva la 2 kg și 100. Așa, restul este din polimerul mai înainte amintit. Avem aparatele de ochire, tot așa ca și la cealaltă categorie. Se închid și se deschid dacă montăm o lunetă sau un red dot să nu ne deranjeze și să nu fim nevoiți să le demontăm. În rest, seamănă foarte mult cu celelalte modele. Avem tot așa camera hop-up rotary, reglabilă de aici. Serie unică care este și în certificatul de garanție. Patul același reglabil. Bufferul este din plastic. Avem monturile QD. Așa, replica în sine are o viteză de 360 de FPS. Mă gândesc cu arcul mai puternic, cu arcul acesta puțin scade, dar vom face și niște măsurători. Are țeavă de 603, deci țeavă de precizie. Și lungimea țevii interioare este de 250 de mm, deci 25 este scurtă. Este o replică foarte bună, o bază foarte bună pentru orice fel de upgrade, inclusiv pentru un DSG, pentru că are țeava scurtă. Ok, vreau să vedem aici puțin. Avem șinele RIS pe toate 4 laturile, deci putem monta o grămadă de accesorii pe ea. Așa, aici aș mai vrea să vă arăt acest amortizor, să se vadă bine. Îl vom desface de aici. Acest amortizor este din metal, care arată foarte bine și de un aspect foarte fain replicii și se poate desface. Avem filet pe ambele părți, deci probabil putem monta și un amortizor tracer după acesta sau în locul acestuia. Și după cum vedeți, avem burete în interior. Asta înseamnă că poate ne și scade din sunetul replicii. Aici avem un fel de ulei, ceva foarte lipicios pe filet, dar nu ne interesează momentan. Bun, ceea ce mi se pare foarte interesant, dacă demontăm, rămânem cu țeava internă pe afară, deci țeava externă este foarte, foarte scurtă, deoarece acesta intră în ulucul din față. Haideți să montăm înapoi
Ok. Avem un aspect foarte frumos. Acesta montat fără, cred că nici nu se poate folosi, deoarece dacă atingem cuțeava internă, ceva se poate deforma destul de ușor. Bun, avem o energie de 1,2 J, dar îi vom face o măsurătură pe cronograf și vom vedea toate detaliile respective. Arcul se poate schimba prin buffer. După cum știți, are sistemul rapid de schimbare a arcului. De aici demontăm bufferul și schimbăm arcul. Vom schimba și arcul după ce îi facem test cu acest arc. Vom face test și cu celălalt arc de 90 și pe crono și la țintă și punem din nou un carton ca să vedem puterea lui efectivă. Haideți să trecem la cronograf. Ok, suntem la cronograf. 302 cu 1,06, 304 aproape. Ok, deci avem 1500 de bile pe minut, ne ține foarte bine FPS-ul și puterea de 1,1. Haideți să vedem cum se comportă la țintă, după care schimbăm arcul. Ok, vom trage la țintă la 15 metri cu arcul de 110 cu care vine. Am reglat foarte puțin aici la aparatele de ochire deoarece sunt reglabile. Baterie de 11,1 V, bile LED de 0,25. Haideți să vedem. Trebuie să precizez că suflă vântul destul de tare, dar la 15 metri vom vedea un grupaj relativ foarte bun. Ok, facem testul cu cartonul, un rând de carton la 15 metri, tragem pe semi, după care tragem o rafală, vedem dacă trec bilele prin carton. Ok, și tragem pe automat. Au trecut bilele, după cum se vede. Vom schimba arcul și vom încerca, dar acum mai punem un rând de carton să vedem dacă trece prin două. Și avem două rânduri de cartoane. Haideți să vedem dacă trece. Bun, și pe automat. După cum se vede, bilele au trecut și prin al doilea rând de carton. Deci avem o putere destul de bună, vom vedea cu arcul de 90. Ok, suntem aici să schimbăm arcul, să vedem cum se comportă cu arcul de 90 care vine în pachet. Ok, am schimbat arcul de 90, mergem la țintă și vedem rezultatele. Ok, și facem testul cu arcul de 90. După ce l-am schimbat, să vedem ce rezultate ne scoate. Bun, avem 10 focuri, după cum vedeți, ne ține constant între 0,70 și 0,80 de juli. Avem un 2,55 media aproximativ la FPS, deci ne scade puterea mult. Da, ne crește puțin, deoarece motorul poate să tragă arcul mai ușor și avem 1666 de bile pe minut. Ok, am schimbat arcul pe cel de 90, vom trage primul rând de carton, după care punem două.
După cum se vede, a trecut prin primul rând de carton. Din păcate, doar cu 3 focuri am nimerit cartonul. Haideți să vedem cu 2 rânduri de carton. Ok, deci arcul de 90, 2 rânduri de carton. După cum se vede, haideți să vedem ce s-a întâmplat. Ok, avem bile care au trecut și avem bile care nu au trecut. Deci evident este mult mai slab. Uitați aici, se și vede cum a fost doar atins și împins cartonul. Ok, am vrut să facem încheiere aici. După cum ați văzut, replica se comportă foarte, foarte bine. Este o bază foarte bună să o folosiți așa cum e, direct din cutie. Neapărat mai trebuie să precizez odată că nu vine nici încărcător, nici baterie la acest model în cutie, trebuie cumpărate separat. Dar totuși este o replică de buget care este foarte bună și pentru începător, dar nu numai, și este o bază foarte bună pentru orice fel de upgrade sau tuning. Dacă v-a plăcut acest video, știți ce aveți de făcut. Am fost Zeg, am plecat, pa, pa!